Proiectul privind racordarea la rețeaua de gaze naturale a tuturor comunelor nealimentate din județul Buzău va avansa imediat după aprobarea bugetelor locale. În această primăvară ar urma să fie comandate studiile de fezabilitate. Deja e un lucru îmbucurător. Marea majoritate a OAT-urilor, chiar dacă nu s-au votat bugetele, au plătit, să spunem, cotizația și așa mai departe și imediat după ce se va vota bugetul la nivel de Consiliu Județean și, bineînțeles, și la celelalte OAT-uri, vom începe procedurile ca să selectăm o firmă ca să facem studiile de fezabilitate. De lucrări ar putea fi vorba doar în comunele unde rețelele de transport gaze sunt mai accesibile. Anul ăsta cu siguranță se vor termina studiile de fezabilitate, iar acolo unde sunt condițiile îndeplinite, mă refer că sunt OAT-uri care sunt sustenabile atât din punct de vedere economic, cât și al capacităților tehnice, acolo unde sunt conducte magistrale și așa mai departe, vor începe lucrările. De alminter, cum este pe toată presa, vor începe foarte repede în comuna Mărăcine, ca să spunem așa, acolo se rezolvă problema cu acea conductă care trebuie să traverseze partea stângă spre partea dreaptă a râului Buzău. Proiectul pentru județul Buzău a fost inițiat în perioada guvernării trecute, dar autoritățile locale au semnale că noul executiv va sprijini realizarea investițiilor. Va fi un program sustenabil, de ce spun acest lucru, chiar dacă acest proiect este pornit, să spunem așa, din guvernarea cealaltă. Am văzut că și actualii guvernanți au un program de guvernare, acest proiect cu gazele naturale. Mi se pare un lucru absolut firesc, dar ce vreau eu să spun, asta nu înseamnă că într-un an de zile, trebuie să fim corecți, toate comunitățile din județul Buzău vor avea gaze naturale. Valoarea lucrărilor de introducere a rețelelor de gaze naturale în comunele care duc lipsă de acest serviciu este de câteva zeci de milioane de euro. Proiectul va fi realizat în colaborare cu Transgaz prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ProGaz Buzău 2020.